Sâmbătă, pe 19 decembrie, Moș Crăciun a fost la Părhăuți și Costâna să le împartă cadouri acestor copii, însoțit de voluntari ai organizației Salvați Copiii și o echipă a televiziunii Intermedia. Hai să mergem la copiii cu minci! Ho, 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 ho! Ia uite ce frumoasă școală aici la Părhăuți! Hai, moșule, te așteaptă copiii! Ho, ho, ho! Bună ziua, dragi moșului! Bună ziua! Uite ce cuminți și ce frumoși sunteți! O, bine v-am găsit, dragi moșului! Avem aici multe cadouri pentru voi. Vreți cadouri? Da! Cine nu vrea cadouri? Ia uite aici așa! Mă, ce frumoși sunteți! Hai să vedem cum e să le dăm! Lina, hai, ajută-mă, te rog! Hai să începem, da? Ia să vedem! Moșule, nu știu! Cum începem? Uite, cu cadoul ăsta mare, am eu o păpușă, vreau să scap de ea și ea. Nu vreau să scap de tine, dragă, vreau să te dau la o fetiță, da? Bine, hai să vedem! Ia să vedem! Ia uite! Irinescu Adriana, să vină la Moș! Unde ești? Vină la Moș! Ia vină în coace la mine! Hai, aplaudați-o puțin! Hai, ce? Ce faci frumoasă, Moșul? Ia vină în coace la mine! Știi o poezie? Nu! Nu știi o poezie, mică? Nu! Ei, ai emoții, eu știu că știi, da? Uite, pentru tine asta... Ok! Așa, stai, că mai are Moșul ceva! Uite, aici, ia uite! Uite, și asta este pentru tine, draga mea, ia uite! Îl poți duce? Da. Bine, hai că te ajută Moșul și îl punem aici la băncuță. Da, asta le poți lua, Adriana? Uite așa. Uite așa. Haideți să aplaudăm așa, ia uite ce fetiță frumoasă. Deci așa tot pentru tine. Și tot așa, rând pe rând, toți copiii și-au primit cadourile. Pentru cei care le-au dăruit atâta bucurie, copilașii au pregătit un mesaj și un colind. Sărbători fericite! Vă mulțumim tuturor celor care v-ați implicat și ați dăruit acestor copii niște zâmbete minunate și uite, vor să vă colinde, da? Hai să vedem! Moș Crăciun a mai avut de făcut un popas, așa că după ce și-a luat rămas bun de la copilașii de la școala din Părhăuți, le-a vizitat pe două surioare care învață la școala din Costâna. Domnica și Elena s-au bucurat extrem de mult de vizită, cu atât mai mult cu cât una dintre ele, anul trecut de Crăciun, a suferit un mic accident și a avut nevoie de spitalizare. Amândouă au promis că vor purta ghetuțele primite la finalul vacanței, atunci când vor reveni la cursurile școlare. Bine v-am găsit, dragii mei! Ce faceți? Bine! Bine faceți? E, ce copii cu minți aici, ia ce vedem! Așa! Cum te cheamă? Domnicuța Maftesimon. Domnicuța? Uite, draga mea, am ceva bun pentru tine. Bine te-am găsit. Uite și pentru ce? Pe tine cum te cheamă? Ileana. Ileana. Și pe tine, frumoasule? Sau frumoasă? Teo. Uite, dragii mei, ia uite! Ia uite. Elena. Ia uite, Elena, am aici o prietenă, Elisabeta și Marian. Uite așa, albu, da? O care țineți minte pe Beta? Da. Uite așa, pentru voi. Ea a fost spiritoși pentru Moș Crăciun. M-a ajutat, dragii mei, și deși pentru tine. Ia uite, scuze-mă. Și tot de la... Da? De la ea, da. Ia uite, de la... Așa, pentru Domnica. Ia uite, dragii mei, aveți aici niște papucei, da? Hai să le desfaceți. Hai să vedem, ia să vedem. Ce aveți să vă... Moș Crăciun? Da, puiul. Anul trecut am fost la spital. Da, de ce, puiule?
Că m-am frânt la picior. Vai de mine, îmi pare rău să aud asta. Ia uite, uite, mai avem, agitați-le, vă rog, să desfacă, haide. Și ia uite, uite, și pentru tine, draga mea, uite, de la Sofia. Uite, aici avem niște prieteni. Ia uite, ia uite acolo. Așa, poftim. Ia uite, draga mea, ia uite, vai ce frumoși sunt, ia uite, îți plac? Eu la școală este. Așa, dragă, la școală, bravo. Beta, sărbători fericite. Bravo, fetele lui Moșu, vă iubești de Moșu, așa, bravo. Bravo, copii frumoși, să mergem la școală, da? Ați aflat deja care sunt doi dintre spiridușii care l-au ajutat pe Moș Crăciun să aducă această primă tranșă de cadouri în cadrul campaniei Moș Crăciun există. Le mulțumim lor, dar și următorilor: Vasile Avram, Angela Zarujanu, Daniela Argatu, Lena Aelincă, Laura Cătălina Culipei, Dan Ionuța Domniței, Cristi Blurțu, Mirela Adomnicăi, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Parfum de Sofia și Cozonac Bujor.